Mie mi-ar fi plăcut să fie, așa cum am spus mai devreme, să fie verde intermitent, pentru că așa cred că e mai sigur. Așa este și în România, așa este și în alte state. Dar decât nimic, mai bine ceea ce s-a decis. Acum amplasăm la primele 5 intersecții din oraș, vedem cum funcționează, vedem dacă este corect înțeles de șoferi, vedem dacă noaptea se vede suficient de bine, dacă este suficient de sigur, și în cazul în care se confirmă toate aceste lucruri, înseamnă că mergem la implementare în ansamblu peste tot. Dar ceea ce privește unde, la toate intersecțiile unde avem semaforizare, unde avem intersecții, deci la toate intersecțiile cu semaforizare, dar la început stați să trecem perioada de testare. Câteva zile, o săptămână, două, să vedem cum funcționează, în special pe timp de noapte, cât de bine se vede. Plăcuri sunt de două tipuri. E 370 de centimetri și 270 de centimetri la pătrat. Am vedere. Cea mică costă 160 de lei, ne costă. Cea mare costă 190 de lei. Adică nu pe noi ne costă, costă primăria municipiului Chișinău. Ele vor fi instalate în conformitate cu sarcinile care noi le vom primi de la Direcția Generală de Transport Public și Poliția Rutieră. Instalat acolo, vă spune ceva? Nu cunoașteți. Făcută săgeată verde, acum instalată. Vă spune ceva? Nu vedeți că putem să luăm la dreapta. Când? Chiar dacă este roșu, dacă nu putem trage. Спросите по-русски, что означает вот зеленая там плакуца? А это можно в прекрасном свете можно уезжать направо. Это очень хорошо. Везде в Европе так.